Și schimbăm registrul acum. Sărbătoare mare la Peștișani, bânciul anual organizat cu ocazia Sfinților Petru și Pavel, a adunat zeci de comercianți și mii de oameni din comună și localitățile învecinate. Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, a fost și el prezent la eveniment și le-a transmis felicitări tuturor sărbătoriților. Întrucât e deja tradiție, bâlciul de la Peștișani este o sărbătoare mult așteptată atât de localnici cât și de persoanele din localitățile învecinate. Cu această ocazie, Cosmin Pigui, primarul comunei, le-a transmis un mesaj celor care poartă numele de Petru sau Pavel. Le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Petru și Pavel și derivatelor din aceste nume și îi aștept cu mare drag la Peștișani, în Nucet, la bâlciul de Sfântul Petru, un bâlci cu tradiție, vechi de zeci de ani, pentru a se simți bine, a se relaxa, a sărbători împreună ziua numelui. Zeci de comercianți cu produse culinare stau la dispoziția participanților. Ați venit cu ceva dulce la bâlci? Da, cu gogoșele din americane, cu topping de ciocolată, de lămâie, mentă, fructe de pădure, zmeură, popcorn, suc cu gheață. Marfă proaspătă, mititei, cârnăciori, produse tradiționale, ceafă, scăriță, pește, bere rece. Oamenii s-au bucurat de aceste bunătăți și s-au relaxat așa cum au știut mai bine. M-am luat doi mici. Mă simt bine. Este momentul de bucurie aici la dumneavoastră. Da. Sărbătoarea satului și e plăcut. Da. Veniți an de an? An de an, suntem de aici. Servire în câte doi mici, rece, sunt cu mașina. Nu prea merge berea, dar iau o sticlă acasă. Cum sunt mici? Foarte buni, gustoși. Ce să zicem, prăjiți, foarte crocanți. La acest bâlci anual participă mii de persoane.